E timpul pentru transformare! Cum arăt? Ha, nu cred! Ce amuzant! Îmi place canalul ăsta! Ce-a fost asta? Ai terminat? Pot să mănânc cerealele? Serios? Nu te-ai speriat? Cred că trebuie să mai exersezi! Nu fi nepoliticoasă! Te învăț eu minte! Trebuie să mă pregătesc! O să încep cu tușul de ochi! Ia uite! Serios? Asta e tot ce poți? Am un cuțit în cap! Serios? Nu o să pot speria niciodată pe Gabi! Ce aș putea face? Stai puțin! Mi-a venit o idee apropo de bețișoarele astea de urechi. Cred că le-aș putea folosi cu succes. Mai întâi o să dau jos vata. Apoi o să tai bețișorul de plastic în două. O să topesc capătul ăsta cu o lumânare. O să mă ajute să înmoi plasticul. O să-l apăs pe masă ca să-i creez o margine plată. Acum o să le fac argintii. Urmează partea distractivă. Oh, nu, am chelit! Glumesc, dar trebuie să-mi acopăr părul. O să folosesc vopseaua asta facială albă. O să o aplic cu pensula de machiaj. O să încep prin a-mi acoperi obrajii. Și apoi o să continui cu restul feței. Nu vreau să ratez niciun loc. Pentru partea următoare s-ar putea să ai nevoie de o prietenă. Vopsește-ți cu alb și capul acoperit de jur împrejur. Ok, ce urmează? Ah, știu! Port lentile de contact negre și m-am dat cu ruj negru. Acum am nevoie de vopsea facială roșie. O să folosesc o pensulă mică de machiaj pentru a trasa o linie subțire pe centrul feței. Apoi o să mai fac câteva linii. O să trasez și câteva linii orizontale după aceea. Mai întâi fac o jumătate a feței. Apoi o completez și pe cealaltă. Acum pot să-mi lipesc bețișoarele de plastic la intersecția liniilor. Le-am adăugat sânge fals la bază. Completează perfect ideea. Acum am nevoie de restul costumului. Dacă nici asta nu o să o sperie pe Gabi, n-am nicio șansă. Ah, în sfârșit am ajuns acasă. Ce zi plină am avut. Abia aștept să mă întind în fața televizorului. Ce s-a întâmplat aici? Ashley, ai pățit? Huh? Bine ai venit! Lasă-mă în pace! Vorbesc serios! Te-am prins, Gabi! Vreau să ies de aici! Vreau să ies de aici! Cred că am pregătit totul pentru petrecerea de Halloween. Vreau să iasă perfect! Abia aștept! Stai! Ce-a fost asta? Gabi? Ah, m-ai prins! Ce făceai acolo? Ce părere ai de costumul meu? Te-a speriat, nu-i așa? E cam simplu. Serios? Mie-mi place! Am lucrat mult la el. Uită-te la mine! Așa arată un costum de Halloween ca la carte. Trebuie să te schimbi imediat. Dar, bine. Unde rămăsesem? Ah, da, la suc. Suntem gata de Halloween! Hai să ne distrăm! Fetelor, ați ajuns! Yahoo! Wow, arătați extraordinar! Wow, ce mână monstruoasă ai! Da, și mie-mi place! Nu vine să cred că Ashley a spus asta! Oh, ce deșteaptă se crede! Super! Acum trebuie să fac curat! Merge din ce în ce mai rău azi! Stai! Cred că am o idee! O idee de groază! Mai întâi am nevoie de niște latex. O să-l torn într-un bol. O să folosesc un burete de machiaj ca să-l aplic. Vreau să-mi acopăr jumătate din față. Fix așa! Și apoi pe frunte! E suficient! Apoi am nevoie de fulgi de ovăz. O să-i apăs peste latex. Nu trebuie să arate perfect. O să-i dea textura dorită. Ajunge! Acum o să mai pun niște latex peste fulgi de ovăz, ca să-mi rămână pe față. Acum am nevoie de un șervețel. O să-l rup în două. Apoi o să-l lipesc pe față. O să-l pun în poziția dorită. Arată bine, cred. Am nevoie de niște fond de ten. O să acopăr fulgii de ovăz ca să aibă aceeași culoare ca pielea mea. O să acopăr și șervețelul. Trebuie acoperit complet. Acum am nevoie de vopsea facială neagră. O să o folosesc în jurul ochilor. O să colorez mai întâi zona de sub ochi, apoi pleoapa. Arată mai bine decât un far de ochi obișnuit. Acum trebuie să fac totul să arate mult mai sângeros. De aceea voi folosi sânge fals. O să adaug sânge peste fulgii de ovăz și pe marginea șervețelului. Sângele fals va intra printre fulgii de ovăz. O să arate ca o rană deschisă care sângerează. O să arate super macabru. Picăturile de sânge care se scurg de pe obraz vor completa efectul. Cred că sunt gata. Cred că e momentul să-i arăt costumul meu lui Ashley. Și apoi Kevin a spus că îi plac coarnele mele de demon. Flirtează mereu cu mine. Ia să vedem. Vai de mine! Ia uite! Arată înspăimântător! Nu mă pot uita la ea! Urăsc petrecerea asta!
Nu se vede, dar sunt foarte speriată! Ha! V-am păcălit! Ce v-ați speriat? Gabi? Wow! Arăți uimitor! Fetelor, veniți înapoi! M-am machiat singură! Trebuie să ne facem o poză împreună! Zâmbește! Suc, suc! Dar... Ah, Gabi! Vreau să fiu iar populară! Mmm, abia aștept să-l mănânc! Ah, ce bun e! A fost delicios! Aș mai mânca unul? Cred că am ceva între dinți. Poate nu se vede. Trebuie să fac ceva. Oh, scobitori! Perfect! Ia să-mi curăț dinții. Ah, n-a funcționat. O să mai încerc o dată. Încă puțin. Wow, a intrat bine între dinți. Ce naiba? Arăt ca un arici! De cât timp ești aici? Fii atentă unde arunci astea! Vă curat! Imediat! Sigur, mama! Wow, ce s-a enervat! Au, m-a durut! Vai de mine! Nu e bine deloc! Au, ce scobitoare, idiotă! Am o super idee! O să tai scobitoarea la un capăt. Apoi o să întorc invers și o să colorez cu un marker negru. Apoi am nevoie de o foaie de hârtie și de pistolul cu lipici fierbinte. O să pun un pic de lipici pe foaia de hârtie. Apoi o să-mi fix scobitoarea în lipici. O să repet procesul cu restul de scobitori. Acum am nevoie de niște latex. O să-l aplic pe față cu un burețel de machiaj. O să-mi întind latexul pe obraz și o să mă asigur că am aplicat un strat egal. Apoi o să iau una dintre scobitori și o să o apăs pe obraz. Latexul o va ajuta să se lipească. O să mai adaug câteva. Cred că ajung. Acum am nevoie de niște vopsea facială roșie. O să o aplic peste latex. Trebuie să acopăr complet și latexul și lipiciul de la baza scobitorilor. O să arate ca o rană recentă. După aceea am nevoie de sânge fals. O să-l aplic cu o pensulă. Din nou, o să-l adaug la baza scobitorilor. Începe să arate sângeros. O să-l las să mi se scurgă pe obraz. Așa arată mai real. O să fac același lucru și pe mână. Arată îngrozitor, nu-i așa? Șt! Nu-i spune mamei? Hei, mama! Vine! Ce e? Oh, nu! Mâna ta! Ce-ai pățit? Piata mea, fetiță! Trebuie să mergem la spital! Mama! Trebuie să mă ajuți! Uite! Oh, vai de mine! Mă doare! Nu mai pot! Mama, ești bine? Mama, trezește-te! Oh, ce s-a întâmplat? Stai puțin! E cumva o farsă! Gabi, ai încurcat-o! Trebuie să ajung la oră, dar mai întâi am nevoie de ceva din dulap. Bună, Ashley! Ce naiba? Wow, ce dubios ești! Sau plin de dragoste! Nu, dubios, clar! Ce ciudat e, serios! Te iubesc! Da, sigur! Cum a ajuns aici atât de repede? Și de ce doar tocilarii se îndrăgostesc de mine? Poftim? Astea de unde au apărut? Sunt de la tine? Ceva dulce pentru dulceața mea! Sper că te vei gândi la mine când le vei mânca! Mai degrabă o să vomit! Serios? Chris, mi-ai umplut banca de graffiti! E o operă de artă, o capodoperă! Vreau să știe toată lumea că ne iubim! Nu mai suport! Sună-mă! Chiulești de la ora? E femeia visurilor mele! Nu pot scăpa de el! E peste tot! Mi s-a făcut sete de la atât alergat! Ah, mult mai bine! Aici erai! Îmi place când ne jucăm așa! Nu! Nu se poate! Wow! Nu o să mă mai spăl niciodată pe față! În anumite culturi asta ar echivala cu o nuntă! Vrei să săruți mirele? Ah, de ce sunt atât de adorabilă? E timpul să-mi schimb înfățișarea! Mai întâi o să mă dau cu latex pe față. O să-l aplic de jur împrejurul gurii. Cel mai ușor e să folosesc un burețel de machiaj. Apoi o să-mi lipesc o bucată de șervețel peste buze. Apoi am nevoie de machiaj. O să folosesc fond de ten în nuanța tenului meu. O să acopăr șervețelul cu ajutorul burețelului. Vreau să-l acopăr complet. O să-mi fie greu să vorbesc. Așa că o să fac o gaură în șervețel. O să pliez șervețelul ca să-mi descoper buzele. Mult mai bine! Acum am nevoie de vopsea facială neagră. O să-mi colorez buzele cu ea. O să arate super! O să aștept să se usuce și acum am nevoie de panglica asta. Am făcut câteva găurele în șervețel ca să pot băga panglica prin ele. Buzele-mi sunt pecetluite. Și acum, ultimele detalii. O să adaug sânge fals în jurul panglicii. Pare că mi-au fost cusute buzele.
Ce grețos arată! Acum pot folosi un burete mai mare. O să-mi colorez zona din jurul gurii și bărbia. Astfel, șervețelul și fondul de ten nu vor mai fi atât de vizibile și rezultatul final va fi și mai înspăimântător. Chris, sigur nu o să vrea să mă mai sărute acum! Puneți ochelarii la loc! Mersi! Stai puțin! Hai, Chris, sărută-mă! Mami, salvează-mă! Oh, nu vrei să mă săruți? Am scăpat la limită! Of, se poate să fie mai neinteresant de atât? Și de-aia o numesc eu cărămida vată de zahăr. Mă aștept ca vânzările să crească până în februarie. Mă ascultă cineva? 5 din 10? Știu! Începe prin a separa fața în două cu un creion alb de machiaj. Apoi treci la frunte. Acum umple treimea de sus cu machiaj alb. E posibil să dureze câteva minute și sunt necesare mai multe straturi. Apoi treci la secțiunea de jos. Iar aici începe distracția! Așa! Roz pe o parte și albastru pe cealaltă. Galbenul vine în jurul nasului și uniformizează culorile în continuare până ajungi pe gât. Grozav! Acum pune niște alb pe o pensulă și desenează norișori simpatici. Pot să aibă mărimi diferite. Nu uita de gât! Un pic de luciu de buze completează perfect look-ul. Nu-i așa că e frumos? Doar nu credeai că las ochii așa, nu? Wow, lentilele alea de contact albe chiar desăvârșesc acest look! Acum, pot continua? Wow, trebuie să vezi asta! Bravo! Mă bucur că ceva v-a atras atenția! Și acum e momentul să obțin și mai multă atenție! Să începem! Trebuie să o gustați ca să mă credeți! Mai dulce decât dulcele în sine! Ha? Super! Mami, uite! Și lui era frică de mine! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ha? Ce miroase rău! Oh, nu! E zombie care miroase rău! Zombii trebuie să găsească ceva să ajute! Trebuie să fie ceva în gunoi! Oh, nu! Zombie prizonier în sac de gunoi! Da! Zombie găsit exact ce trebuia! Odorizant de baie o să facă zombii să miroasă bine! Ah, mult mai bine! Zombii gata să meargă la școală! Zombii trebuie să găsească parfum să se dea! Of, zombii s-a săturat de aceleași parfumuri vechi! Zombii nevoie de ceva mai bun acum! Livrare pentru tine, domnișoară! Zombii are parfum nou acum! Mult mai bine! Ha? Ce e mirosul ăla? Zombii o să adulmece! Mirosul vine de la zombii sărac! Ce face zombii bogat? Zombii sărac are gusturi foarte bune la parfum! Faci schimb de parfum cu zombii? Te rog! Sigur! Zombii încântați să facă schimb! Zombie are cel mai bun parfum din lume! Stai! Ăsta nu parfum! Ăsta dezodorizant de baie! Zombie miroase a baie acum! Vezi asta? În niciun caz! Paleta asta de farduri o calc în picioare! Nu ai voie cu produse de machiaj! Vine cineva! Pare a fi importantă! Ne dai un autograf, te rog! Locul pare sigur! Nu văd nicio amenințare! Nu cred! Ce tare e! E extraordinar! Ce se întâmplă? Am detectat o amenințare! Stai! Stai puțin! Nu e ceea ce pare! Amenințarea este neutralizată! În sfârșit! Nu pot să cred că trebuie să pășesc peste persoana asta! Unde a dispărut? Vreau un autograf! Vă mulțumesc că sunteți aici! Sunteți cei mai tari! Vă trimit o sărutare fiecăruia!
Poftim? Oh, nu, mi s-a luat rujul! Nu-mi place să nu fiu dată cu ruj! Bine că am un plan secret! O să scot capacul microfonului! Am un ruj ascuns în el! Acum o să mă rujez din nou! Perfect! Cred că ajunge! Și acum să-mi continui concertul! Asta e melodia mea preferată momentan! Ce-a pățit lumina? Sunt cumva în pericol? Hei! Ce-i aia? Cine e acolo? Hai! Ești gata de distracție? Da! Nu cred! Ador trupa Fury Guitars! Ce tare! Ce mult îmi place jocul ăsta! Yuhu! Cânt alături de chitarista mea preferată! Mai atentă la mine? Nu! O să mă duc în direcția asta atunci! Stai! Unde a dispărut? Of! A funcționat! Ce ușor a fost! Și acum să-mi scot produsele de machiaj! O să-mi împrospătez luciul de buze! Și acum să cântăm! Of, ce plictisitor e jobul ăsta câteodată! Ah, vine cineva! Ia să vedem! Știi regulile? Nu ai voie cu produse de machiaj! Poftim? Eu? Ah, nu, n-am produse de machiaj la mine! Păi, nu pot să te cred pe cuvânt! Rucsacul meu? Sigur! Îl poți verifica! Ia să vedem! Stai puțin! Cine te crezi? Dă-le încoace pe toate! Imediat! Sigur! Te referi la ăsta? E jurnalul meu! Și ăsta-i telefonul! Și asta... Asta e o trusă de farduri pe care încercai să o furișezi. Ok, îmi pare rău, o să le iau de aici. La naiba, nu vine să cred că m-a prins. Stai puțin, jurnalul, asta e soluția. O să încep prin a tăia o secțiune din mijlocul paginilor. Perfect, fix așa, un dreptunghi încăpător. Acum trebuie să scot toate paginile. Apoi am nevoie de niște material frumos. Materialul ăsta strălucitor e fix ce trebuie. Acum pot să-mi pun produsele de machiaj în jurnal. Gata, acum o să le închid. Acum că am intrat, pot să-mi scot produsele de machiaj ascunse. O să mă aranjez puțin și apoi o să continui dansul. Ce se întâmplă în fața cozii? Oh, nu! Are un semn! Un semn care interzice produsele de machiaj! Dar am produse de machiaj la mine! Sclipiciul ăsta! Trebuie să rezolv cumva situația! Stai! Pot să-l ascund în rochie! Ah, corect! E o rochie! Nu avea cum să funcționeze! Am nevoie de altă soluție! Bună! Am un bilet! Văd! Dar ascuns cumva și produse de machiaj... ia să vedem. Ok, nu văd nimic. Poți intra, e totul în regulă. Ce tare e muzica din clubul ăsta! Mă vede cineva? Nu? E timpul să-mi aranjez machiajul. O să-mi scot un pantof. Apoi o să scot capacul de pe toc. Voila! Și acum vine sclipiciul. O să pun puțin pe ampli obraj. Excelent! Ador look-ul ăsta! Sclipiciul auriu e cel mai tare! Sclipici pentru toată lumea! Of, de ce întârzi atât de mult? Hei! Phew, scuze de întârziere! Cu ce ești îmbrăcată? Și nu ești machiată deloc! O să mă acopăr cu gluca! Serios? Nu o să poți face asta! Hai să mergem și să ne distrăm! Bună ziua! Două bilete! Mersi! Oh, wow! Aoleu! Păi, puteți intra! Hei, ce club tare, nu-i așa? Nu mai fi tristă! Te ajut imediat! Uite ce-am făcut înainte să plecăm! Am mărunțit niște fard într-un bol. Apoi l-am stropit cu dezinfectant pentru mâini.
După ce am pus suficientă soluție, le-am amestecat până am obținut un amestec omogen. Asta a fost tot. Apoi am luat o pensulă de machiaj și mi-am făcut unghiile cu amestecul obținut, ca și cum aș fi folosit o ojă de unghii. Chiar îmi place culoarea obținută. Ok, ești gata? O să-ți frec pleoapele cu unghia. Wow, ce bine ți stă cu rozul ăsta! Hai să dansăm! O să-mi bag restul produselor de machiaj în hanorac. Bună, vreau să intru, am un bilet. Stai puțin, mâinile sus, te rog. Ah, ok. Ce de farduri! Eram sigură! Avem reguli stricte pentru produsele de machiaj. Ok, bine, am înțeles, mă întorc imediat. Au! Nu trebuie să mai agit atâta semnul ăsta. Ok, o să-mi lipesc produsele de machiaj de mână și apoi o să-mi învelesc în bandaje. Știi ce? O să fac treaba până la capăt. Crede că mă poate împiedica să intru cu farduri la mine? Să creadă ea! Gata! Arăt destul de bine! Bună! Uite biletul! Mersi! Poți intra! Da! Am reușit să intru! Hei! Ce naiba? Fii atentă pe unde mergi! Bun, mă vede cineva? Nu? Atunci pot să-mi aranjez machiajul! Perfect! Acum mă pot distra toată noaptea! O să fie așa tare! Trebuie să fiu silențios! Creier! Creier! Ha? Creier? Creier! Grrr! Vai! Sunt eu! Era atât de speriată! Halloween fericit! E loc pentru o vrăjitoare? Intră! Da! Dacă mă lași să intru, promit că o să fiu cu minte! Intră! Să fii binecuvântat! O să fie o noapte grozavă! Opa! Tu ce ești? O căpșună înfricoșătoare? Nu, nu poți intra! Nu-i corect! Nu te mișca, nu te mișca! Ai grijă! Ești ok? Ia uite! Șeful meu o să fie furios! Scuze, lasă-mă să te ajut! Hei, cuiele astea ar putea fi utile! Mi le dai mie? Sigur! Mai întâi ia niște vopsea pentru față! Apoi lipește o bucată de șervețel peste! Apoi acoperă totul cu mai multă vopsea pentru față! Taie cu grijă o deschizătură unde-i gura ta! Folosește niște vopsea pentru față neagră ca să-ți colorezi buzele. Niciun costum înfricoșător n-ar fi complet fără sânge. Apoi înfige ușurel cuiele prin șervețel. Și... un costum simplu și înspăimântător. E timpul să mă duc în club. Pot să intru acum? Hei, ce ți-am zis eu? Nu au voie fructele. Ah, dar... acum? Mami! Cred că pot să intru. Dulciuri! N-am mai fost la casa asta până acum! Ne dați ori nu ne dați! Halloween-ul e pentru copii! Ok, fie, poftim! O gustare bună și sănătoasă! Un morcov? Trebuia să-mi dai bomboane! Sau ciocolată! Ceva drăguț! Așa, nu legume! Of, salată idiotă! Ia-o pasta! Ha, distracție plăcută când o să faci curat! Ce e gălăgia aia de afară? Curtea mea?
știu cum să-l învăț minte. Mai întâi îmi trebuie niște bandaj. Pune-l pe fața ta. Lăsând găuri pentru ochi. Pune niște carton acoperit cu scotch peste ochii tăi. Mai pune unele și pe frunte și buze, asigurându-te că ai o gaură pentru gură. Colorează cu vopsea pentru față. Colorează ochii și gura cu vopsea pentru față neagră. Ocupă-te de ultimele detalii și... o sperietoare de ciori înspăimântătoare! Wow! Stai puțin! Dulciuri! Dulciuri delicioase și moi! Stai! Nu... Încă niște batoane. Ajunge! Ne dați ori nu ne dați. Ți-ai uitat dulciurile? E atât de relaxant. Un dovleac mic și drăguț. Ce-a fost aia? Probabil că nimic. Alo? Cine e acolo? Salutare! Te-am păcălit! A fost atât de amuzant! Nu-i frumos! Aha! Am nevoie de o biluță de plastilină. O modelez în jurul degetului meu. Folosesc niște vopsea de nuanța pielii ca să se uniformizeze. Cu grijă, fac o mică tăietură în plastilină. Pun niște sânge fals. Un deget oribil însângerat! Perfect! E timpul să mă antrenez! E prea ușor! Casc! Mai bine te ferești de monștri. 1001, 1002. Degetul meu. Degetul tău. E atât de rănit. Ajută-mă, te rog. Nu te panica, știu să acord primul ajutor. Ok, am venit să te ajut. Ce? E fals, te-am păcălit. Acum suntem kit. Nu-i amuzant? Băuturile și chipsurile sunt gata. Mai trebuie să pun asta undeva. Unde să o pun? Știu. O să agăț fantoma asta aici. O tarantulă pe perete. Gata, hai să petrecem. Toaleta nu e prea fricoșătoare. Hai să o facem mai sinistră. Gata. Bună, prieteni! Mersi că ați venit! Am băut sucul ăsta prea repede. Am nevoie la toaletă. Baie înfricoșătoare! Chiar trebuie să fac pipi! La 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 la, ce... Hai, frate! Blugii și Adidas și mei sunt uzi! Ce mă fac? Cred că trebuie să mă îmbrac cu ceva. Grozavă petrecere! Vai de mine! Cu ce ești îmbrăcat? Ar fi trebuit să-mi rat picioarele înainte să ies în seara asta. Hei, ador piesa asta! Hai să petrecem! Oh,
Halloween fericit, scumpule! Poți să mă ajuți cu decorațiunile astea? Ah, da, mami! Mi-ar face mare plăcere! Ok, scheletul înfricoșător, tu stai acolo! Mami, puzele astea de poianjen mă atacă! Hârtie igienică înspăimântătoare! Da! O față sinistră pe baloane! Vai! Cu grijă! Ups! L-am prins, dragule! Ești bine? Am terminat, mami! Ta-da! Oh, mersi, scumpule! Du-te să te joci cu robotul tău! Știu ce să fac cu ăsta! Decojește pepenele verde! Fă cu grijă niște crestături în el! Asigurându-te că ai acoperit toată suprafața! Pune-l într-un bol mare cu niște ochi falși și la final toarnă niște suc! Și apoi ai un creier plutitor într-un borcan! Ah, scumpule! Vrei niște suc de creier? Bun, bun! Așa, acum toată lumea va ști că asta e o petrecere fără dulciuri. Salutare, paznicule! Stai! Stai! Nu poate fi adevărat! Adică sunt obosit! E adevărat! Și ești obosit? Ok, ia să vedem ce mișcări ai! Nicio problemă! Stai puțin! Trebuie să recunosc că ești foarte arătos! Am mers! Ușurel! Oh, mai avem atât de puțin! Dulciuri! Urăsc dulciurile! Vino aici! Pullover? Perucă? Știam eu! Nu te uita la mine! Oh! Scuză-mă, eu trebuie să fug! Să nu mai încerci așa ceva altă dată! Cred că am scăpat de el! Nu mai am nevoie de asta! Pot să folosesc chestia asta ca să intru la petrecere. Rupe acadeaua în două. Folosește pasta modelatoare ca să fixezi pe obrazul tău. Fă la fel cu cealaltă bucată de acadea pe obrazul opus. Folosește vopsea pentru față, nuanța tenului tău ca să ascunzi pasta modelatoare. Vezi, să acoperi complet pasta modelatoare? În continuare voi folosi niște roșu ca să adaug niște sânge. Fac la fel pe celălalt obraz. Niște sânge care curge din rană o să facă totul să pară mai real. Și acum să mă fac frumușică! Am nevoie și de niște far de ochi! Gata! Arată grozav! Îmi lipsește o ținută drăguță! Am venit la petrecere! Ești bine? Pare că... Oare cum ai făcut? Nu mă simt că am amețit! Vai, scuze, te-aș ajuta, dar vreau să dansez! Vrei să-ți schimbi culoarea părului, dar nu vrei să mergi la salon? Îți spun eu care-i soluția! Pulverizează vopsea de păr pe o perie, apoi periază-ți părul! Vopseaua o să se transfere pe părul tău! Uite așa! Și poți folosi culori diferite! E atât de simplu! Dar arată grozav! Nu ai nevoie de tratamente scumpe? Îmi place la nebunie! Vrei să faci impresie de Halloween? Umple conturul trasat în jurul buzelor cu vopsea pentru corp de culoare neagră. Apoi, ai nevoie de un amestec de lipici. Toarnă niște lipici într-un bol. Apoi adaugă un pic de făină. Rupe câteva bucățele de șervețele de hârtie. Pe urmă, amestecă totul.
Aplică-ți amestecul pe partea inferioară a feței. Textura groasă va face diferența. Ai la îndemână o unghie falsă? Tai-o ca să arate așa. Pregătește niște vopsea și folosește un burețel pentru a colora unghia. Vezi cum am combinat culorile? Perfect! Acum transformă aceste unghii în dinți. Se prind ușor sub amestecul de lipici. Apoi acoperă lipiciul cu fondul de ten. Nu uita de buze! Colorează-le de jur împrejur. Apoi adaugă niște sânge fals pe obraj cu un burețel. Prea mult sânge nu strică niciodată, nu-i așa? Și uite așa! Ai devenit un chirurg de coșmar! Înfricoșător! Ce petrecere reușită! Wow! Ce costum genial are! Vreau și eu să merg la doctor! Mă duc să-l salut! Bună! Ce costum tare ai! Și nu l-ai văzut pe tot! Ce frică de dinții mei! Ce sperioasă e! Povestea asta e tristă! Mi-ar prinde bine niște companie digitală! Nu e nimeni online? Mă simt atât de singură! Acum ce mă fac? Oh, ia uite-o pe fata asta! Cum își face părul așa? Vreau să arăt ca păpușa mea! Și totul începe cu sprâncenele! Nu uita să le umpli! Apoi urmează fardul strălucitor! Aplică-l pe toată pleoapa! Uniformizează totul! Apoi aplică niște alb pe linia genelor de jos! De fapt, o linie un pic mai groasă de atât! Uite ce strălucire superbă! Apoi aplică niște maro ca să conferi dimensiune! Apoi uniformizează-te, sigur! Vezi ce bine se asortează? Dar n-am terminat încă! Conturează ochiul ăla cu tuș negru! Apoi aplică un pic și de desubt! Apoi fă niște linii în direcția asta! Vezi cum arată ca niște gene? E timpul pentru un contur clasic! Acum scoate beauty blenderul ăla! Continuă! Aplică un strop de roșu în obraj! Ta-da! Acum conturează buzele, dar nu prea intens! Și adaug o nuanță rozalie! Mua! Trage de colțuri cu efectul ăsta! Acum încep să arăți cu adevărata păpușă! Oh, ce drăguț! Sunt gata! Păpușa asta vie trebuie să primească niște atenție! Ah, salutare! Începem transmisiunea acum! O să fie mult mai distractiv de urmărit acum! Ah. Mai vrei cafea scumpă? Cheryl? Doarme? Poate că are nevoie de o mică rotire a cheiței! Neața, neața! Ah, mersi pentru ajutor! Acum mă pot mișca! Și ia uite ce oameni mulți mă urmăresc! Așa da! Fă-le cu mâna! Abia mai pot ține ochii deschiși! Aoleu! Nu e relaxant? Doamne, mai bine mă culc! Vai! E ceva în spatele meu? Alo? E cineva acolo? Mă pricep la arte marțiale, să știi! Ah!
Doamne, urcă scările! Trebuie să alerg mai repede! Hă? Lasă-mi papucul în pace! Asta e perechea mea preferată! Și acum ce? Doamne, aproape am ajuns! Iar am fost învins! A fost cât pe ce? Hei, am uitat de chestia aia! Ha! Dacă vreau să scap întreagă, trebuie să-mi schimb look-ul. Și nu, asta nu e o mustață. Ar fi ciudat, nu-i așa? Continuă așa. Urmează conturul feței. Apoi trece în interiorul formei. Urmează aceleași linii ca până acum. E aproape gata! Te întreb ce urmează? Da, e timpul să colorăm, prieteni! Ăsta chiar e un albastru frumos! Da, pictează tot nasul! Ai grijă când pictezi de-a lungul liniilor, așa că fă-o mai încetişor dacă e nevoie! Acum e timpul să umplem zona de lângă sprâncene! Nu uita de cealaltă! Apoi umple restul frunții! Apoi de-a lungul bărbiei. Ai grijă în continuare să nu depășești conturul. Acum umple tot gâtul. Sper că ai destul machiaj pentru asta. Oh, e timpul pentru un pic de roșu. Iar liniile sunt aici ca să le urmezi. Cu grijă, e o zonă îngustă. Frumos! Acum continuă la fel. Ah, ai ratat o zonă. Ia uite ce mână dibace. Apoi e timpul să colorezi cu alb în jurul ochilor. Închide ochii ca să poți picta toată pielea. A mai rămas un ochi de făcut? Nu lăsa vopseaua aia să-ți intre în ochi. Încă mai ai niște piele de pictat. Dar nu o umplem pur și simplu. Poți să ghicești ce sunt ăștia? Îți dau un indiciu. Sunt ascuțiți și ar fi înspăimântător să-i întâlnești. Da, ai ghicit. Sunt niște dinți super ascuțiți și super înfricoșători. Adică o să fie în curând. După ce o să fie colorați, gura asta o să fie super înspăimântătoare. Continuă să-i pictezi. Ta-dam! Dar n-am terminat încă. Mai avem câteva linii de pictat. Culoarea mai închisă o să scoată și mai tare dinții în evidență. O să iasă frumos la final. Încearcă să nu lași negrul să-ți strice forma dinților pe care ai pictat deja. Trebuie să pictezi încet și cu grijă. A mai rămas puțin. Deja arată grozav. Gata! Da! Acum să vină sângele. Sau vopseaua roșie. Nu poți lăsa niciun centimetru de piele goală. Deci, cum rămâne cu părul, nu-i așa? Știu! Așa, da! Ți-e frică deja? Nu-ți face griji. Trebuie să fie un look înspăimântător. Unde o fi? A trecut o oră! Vai, ce? Da? Nu, te rog, nu-mi face rău. Nu o să te mai sperii niciodată, bine? Oh, Doamne, trebuie să o șterg de aici. Exact, să nu te mai întorci aici. Am mers de minune. Uzant, nu? Cum te-ai încăput acolo? Copii, vă credeți șmecheri? Nu în clasa mea, ați înțeles? Ne strică tot cheful! Copiii ăștia îmi vor mulțumi într-o bună zi! Stai să vezi! Ce greu e! Kevin, proful e mai plictisit ca noi! Ne băgăm? Oh, da! E timpul pentru ruj! Așa tare! Șt! Să mergem! Trebuie să fim super tăcuți! Doar meduza? Oh, nu! Tulpii din partea aia! Cu grijă! Ne trebuie câteva dâre! Pun pariu că gâdilă! Ok, pune-i capul la loc acum! Perfect! Da, ce bine! Haide! Ha, suntem genii!
Potoliți-vă acum! La ce vă holbați? Ar trebui să fiți băgați până în gât în întrebările de la test? Nu râde, nu râde! De amuzant! Ah, hei! Îmi dai și mie o gură? Ah, sigur, poftim! Ah, a fost delicios! Ok, trebuie să plec! Ce naiba, l-a băut pe tot! Asta e! Ce tare e clipul ăsta de pe TikTok! Hei, îmi dai și mie o gură din sucul tău? Păi da, bine! Serios? Iar? Mi-a băut tot sucul! Mersi mult! Oh. Wow! Ce vreme perfect avem azi! Hei, dă-mi și mie puțin suc! Poftim? Nu, nu vreau! Hei! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Ah, e îngrozit! Ia stai puțin! Cred că tocmai mi-a venit o idee genială! O să am nevoie de niște bomboane mentolate! Și de niște ață dentară! Nu prea multă, bucățica asta ajunge! O să o bag în ac! Așa, și o să o bag prin bomboana mentolată! Perfect! Apoi trec la pașii următori! Am pregătit o sticlă de suc! O să suspend bomboana mentolată de gura sticlei, având capacul pus! Perfect! Ține pe loc bomboana! Hei, ce faci? Oh, ce bine arată sucul ăla! Și mi-e cam sete! A, asta? Vrei și tu? Poftim! Super, mersi! Da, a explodat ca un vulcan dulce! Ce s-a întâmplat? Ha, ești plină de suc! Nu-mi vine să cred că mi-ai făcut asta! Asta o să învețe minte! Zombie are pistol de bani! Bancnote! Zombie miroase ceva rău! Zombie miroase bine! Ups! Unde e capul lui zombie? Lipsește! Zombie găsit cap! O să pună la loc pe umeri! Zombie gata de plecare acum! Stai! De ce e zombie sărac aici? Oh, bună, zombie bogat! Te rog, lasă mâna jos! Doar atât? Cred că poți și mai mult! E mult mai bine! Mersi! Bun, o să dureze o secundă! Zombie încântat să-ți ia creierul? Creierul ăsta arată bine! Zombie entuziasmat! Creier de zombie nu prea mare! Zombie are idee grozavă! O să pună creier nou în capul lui zombie! Wow! Creier nou de zombie mult mai bun! Zombie poate să facă și calcule acum! Creierul nou de zombie e mult îmbunătățit! Uf, zombie urăște să iasă la tablă! Ha? Ce e aia de pe biroul ei? Par să fie răspunsurile! Zombie are o idee bună! Ochiul lui zombie o să ajute pe zombie cu mate! Acum ochiul poate să vadă toate răspunsurile! Zombie o să pară geniu! Stai! Ce naiba e ăla? Un ochi? Iu! E moale! De unde o fi apărut? Oh, nu! Profesoara are ochiul lui zombie! Sinceră să fiu, miroase bine! Cred că e un jeleu! Nu! Oh, da! Mersi! O să te ajut cu plăcere! Bun, e timpul să ne ocupăm de părul tău! O să ai nevoie de mai mult volum? Zombie ar trebui să facă ceva cu părul! Ok, hai să-ți dăm un pic de culoare! Tenul tău e, ei bine, palid! Zombie nevoie de machiaj! Carioca merge pentru culoare de buze! Bun, să încercăm să-ți mai încălzim nuanța pielii! Cred că o să ai nevoie de un pic din fiecare! Zombie are plantă! Pământ de plantă o să ajute! Zombie o să folosească drept far de ochi! Negrul e culoare bună! Ta-dam! Arăt superb! Zombie place foarte mult! Zombie nou look foarte frumos!
Bun, e timpul să dați un test. Test? Zombie nu pregătit pentru test? Ah, zombie mai bine lasă gustarea. Dar ce bine că zombie e pregătit pentru test. Zombie luat copiuță, zombie o să ia 10 la test. Cum de răspunde zombie sărac așa rapid la întrebări? O copiuță, zombie știe ce să facă. Mâna lui zombie o să rezolve problema. Baftă mâna lui zombie! Ce face mâna lui zombie bogat aici? Bani pentru copiuță! Bine, zombie clar vrea mai mult bani decât 10 la test. Pa, mâna lui zombie bogat! Da, zombie are acum copiuță! Acum în sfârșit poate să dea test și să ia 10! E timpul ca zombie să facă un clip! Salutare, fani zombie! Zombie o să gătească! Zombie are creier proaspăt! Zombie folosește bani și foarfecă! Zombie folosește bucățele de bani pentru garnitură de creier! Următorul pas, lingou de aur și răzătoare de brânză! Zombie o să dea pe răzătoare lingoul de aur pentru praf de aur! Zombie o să folosească și ochi, moi și buni! Și furculița! Zombie o să mănânce creier! Da! Zombie prins șobolan! Zombie găsit și păianjen! Ce e în gunoi? Wow! Bani! Zombie o să ia! Ce altceva în gunoi? Cereale! Trebuie și niște râme! Astea bune! Zombie are proteine pe farfurii! Acum adaugă râme peste șobolan! Și adaugă cereale peste păianjen! Da, cerealele toate mâncate de gândaci! Gândacii mult mai buni decât cerealele! Ce miroase rău! Nu! E zombie care miroase rău! Zombie trebuie să găsească ceva să ajute! Trebuie să fie ceva în gunoi! Nu! Zombie prizonier în sac de gunoi! Da! Zombie găsit exact ce trebuia! Odorizant de baie o să facă zombie să miroasă bine! Mult mai bine! Zombie gata să meargă la școală! Zombie trebuie să găsească parfum să se dea! Zombie s-a săturat de aceleași parfumuri vechi! Zombie nevoie de ceva mai bun acum! Livrare pentru tine, domnișoară! Zombie are parfum nou acum! Mult mai bine! Ce e mirosul ăla? Zombie o să adulmece! Mirosul vine de la zombie sărac! Ce face zombie bogat? Zombie sărac are gusturi foarte bune la parfum! Faci schimb de parfum cu zombie? Te rog! Sigur! Zombie încântat să facă schimb! Da! Zombie are cel mai bun parfum din lume! Stai! Ăsta nu parfum, ăsta dezodorizant de baie! Zombie miroase a baie acum! Zombie sete! O să desfac o sticlă de cola cu dinții! Nu! Zombie varsă cola pe jachetă! Zombie așa nervos! Zombie vrea să țipe pentru totdeauna! Acum zombie trebuie să dea jos jacheta! Ce s-a întâmplat? De ce zombie a orbit? Zombie a găsit jachetă frumoasă! Zombie așa enervat! Trebuie soluție pentru jachetă distrusă! Poftim, domnișoară, o schimbare de garderobă pentru tine! În sfârșit! Acum zombie se poate schimba în ținută mai bună! Moda e pasiunea lui zombie! Jacheta aurie e cea mai bună alegere! Zombie arată și mai bine acum decât arăta înainte! Zombie se asigură că nu o să se mai verse iar cola! Jacheta nouă a lui zombie e uimitoare! Zombie arată grozav! Chiar și din spate zombie arată elegant! Zombie are cea mai tare zi! E un cadavru în vestiarul meu!
Of, de ce e atât a țipat? Zombie încearcă să doarmă. Se pare că e timpul pentru zombie să se culce. O, doamne, zombii sunt mereu atât de înfiorători! O, doamne, de ce sunt mereu zombii pe aici? Dar, hei, chiar cred că asta o să ne aducă cele mai multe vizualizări! Este un sicriu! Zombii poate să doarmă acolo! Ah, zombii nevoie de pluș ca să ajute la somn! Așa moale și pufos! Zombii iubește unicorn! Timpul ca zombii să se trezească! Zombii adoră o dimineață bună! Ah, zombii iubește suc bun de dimineață! Suc de sânge foarte răcoritor! Timpul ca zombii să se îmbrace! Zombii arată uimitor! Regina stilului! Zombii foarte entuziasmat de gustare! O să înceapă cu ochiul! Ech, ce e mirosul groaznic! Da, zombii a găsit gustare! Tocmai bună de mâncat! Of, zombii sărac mănâncă gustări scârboase! Trebuie să plec! Hiu, nu mai e miros rău aici! Zombii sărac e super scârbos! Eh, cui pasă ce părere are zombii bogat? Am o idee grozavă de costum! Îmi voi desena o linie curbată pe piept! Apoi o voi picta cu dungi maro și albe! Acum am nevoie de machiaj portocaliu, dar nu prea mult! Îmi voi picta ochii! Acum să adăugăm elementul de groază! Voi folosi o pensulă subțire pentru această parte! Nu te așteptai la asta, nu-i așa? Hai să luăm niște bomboane! Bună! Oh, uite-te la tine! Bună, doamnă! E adorabilă! Așteaptă aici, am niște dulciuri delicioase pentru tine! Poftim, scumpă! Le poți pune în acest coș! S-a întâmplat ceva! Am șters-o de aici! Plouă cu dulciuri! Ce tare! E ziua mea norocoasă! Nimic nu poate strica atmosfera! Uci, m-a pripit! Oh, cred că a durut-o! Oh. Cât de lung e cântecul ăsta! Mă simt de parcă aș fi dansat pe el toată noaptea! Oh, ce plictiseală! Am nevoie de o pauză! Mă duc să mă așez! Hiu, mult mai bine! Credeam că o să fie mai distractiv! Guma asta și-a pierdut toată aroma! Nu mai e bună! O voi pune aici! Oh, am o idee! Voi face o operă de artă! Ce? Hei! Care-i faza? Este o capodoperă! Uite! Dezlipește-le! Care problema? Întotdeauna faci asta? Trebuie să-ți dau o lecție! Îmi pun o dischetă pe ochi și o fixez cu o bucată de plastic adeziv. Acum trebuie să ascund totul. Mai întâi voi aplica niște lipici cu latex. Aștept să se usuce. Cred că ajunge. Apoi acopăr totul cu machiaj. Voi folosi un burețel de machiaj pentru asta. Așa o să obțin o aplicare uniformă. Nu vreau să ratez niciun loc. Acum am nevoie de un pix. Voi desena o sprânceană cu el. Vreau să pară realistă treaba. Arată grozav. Acum voi aplica niște far de ochi. Vreau să semene cu celălalt ochi, așa că voi folosi aceleași culori. Perfect! Apoi voi adăuga gene false, dar puțin mai jos pe față. Trebuie să pară că am ochiul închis. Acum pot desprinde iar plasticul. Dar nu până la capăt. Am nevoie de un creion de machiaj roșu. Voi urma curba ochiului meu. Vreau să desenez pe partea laterală a nasului și până la baza obrazului meu. O să aplic machiaj roșu. Voi picta în jurul ochiului, dar numai partea care se vede. Acum pot să adaug niște sânge fals. Pare însângerat și e exact ce-mi doresc. Acum pot pune plasticul la loc. O să mai pun niște sânge fals pe margine. Cred că e gata. Totul pare normal. Și apoi se întâmplă asta. Înfricoșător, nu? Hai să-i arătăm asta lui Betty. Ahem. Scuze. Ce e, Tocilaro? Ești atât de nervantă. Trebuie să vorbim. E vorba de gumă. S-a întâmplat ceva? O să curăț tot. Vezi? Uite! Ce zici de asta? Te rog să mă lași în pace. Stai să văd. Da, merge. E mult mai bine. Baloanele sunt prietenele cele mai bune ale unui farsor. Vine! Stai aici, da? Mersi!
prânzul meu! Ce naiba s-a întâmplat? Jared? Relaxează-te, e amuzant! L-am terminat deja? Vin imediat! Cum mai mănânc asta? Baloanele sunt armele lui Jared? Și eu pot să fac asta! N-am nevoie de asta! Încape perfect, vezi? Și cu sosurile potrivite, nici n-ai spune că nu e ce trebuie să fie! Ia să vedem dacă îi place! Alt suc, alt om! Ce? Ce fel de hot dog e ăsta? Efectiv, nu pot să am o față serioasă! Bun! Vrea cineva să-și încerce norocul cu astea? Aoleu! Nu te uita la noi! Nu, te rog, nu! Nu pot să fac față la asemenea presiune! Nu pot! Jared? Eu? Îmi pare rău, frate! Poftim! Ia să vedem! Cred că ăsta nu mai are pastă! Atunci încearcă unul de aici! Nu-i așa că e convenabil? Se pare că voi încerca iar! Of! Kevin! Ce? Ajutor! Mor aici! Poftim! Ce? O portocală? Prinde! Ups! Și acum ce? E așa săltăreață! Cam are un ritm! Bagă mare, portocalo! Dar... Ce să fac cu asta? Desfă-o și freacă! Desfac și frec! Ce bine că e așa suculentă! Mi-a obosit mâna! Și acum? Domnișoara Howard? Iar nu merge! Vedeți? Clar e stricată! Stai să văd! Nu scrie? Ciudat! Ok, stai jos! Mi-ai salvat pielea! Copii? Trecem la cret acum! Nu! Bun, e timpul pentru machiaj! Wow, ce culoare! E perfectă! Ok, e gata! O facem! Da, chiar a mers! Și a mea a mers! Suntem așa drăguțe! Bate palma! Oh, wow! Aproape că uitasem! Trebuie să le pun pe astea în cutie! Scannerul nu s-a declanșat! Am o idee mai bună! O să o ascund! Perfect! Imposibil să o găsească scannerul! Oh, nu! M-a prins! Salutare, doamnă! Care-i problema? Sunt nevinovată, vă zic! Nu pot să cred! Clar nu vreau să se întâmple asta! Poate merge să fac ceva! O să pun bucata asta de bandă adezivă pe husa telefonului meu! Bun, acum îi scot folia! E timpul să-mi pun trusa de farduri! Potrivire perfectă! Bun, o să-mi pun telefonul în cutie! Da, nu a pornit! Ce-i chestia asta de pe husă? Vedeți? E ca să ții telefonul mai ușor!
Oh, bine atunci, iau un loc. Povestea asta e haioasă! Ok, trebuie să închid. Te sun eu mai târziu. Scârbos! Ecranul telefonului meu e un dezastru! Și fața mea e și ea distrusă! Gata! Trebuie să remediez situația! Iu! Apropo de scârboșenii! Nu se uită nimeni! Trebuie să merg mai departe! Ok, unde era? Știu că e pe aici pe undeva! Am găsit-o! Am nevoie de frunza asta! Am fost așa isteață să ascund planta asta pentru machiaj! Nici n-a fost greu să fac! Am luat un ghiveci și am pus burete floral. Apoi am pus un suport și l-am acoperit cu plastic. Perfect! Uite așa! Și acum fondul ăla de ten. Am pus pudra peste inelul de plastic. Vreau suficientă cât să-l acopere. Bun! Apoi am nevoie de frunze și de dragul meu pistol de lipit. O să pun niște lipici pe spatele frunzei. Acum pot atașa burețelul de machiaj. Bun! Se pare că e timpul să plantez planta asta falsă. Intră în gaură și sunt gata! Acum pot să-mi folosesc planta cu machiajul de urgență. Trebuie să retușez ce a stricat telefonul. Mult mai bine! Ah, vine profa! Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ah, doar examinam planta asta! Bine, mă bucur atunci! Dezastru al machiajului evitat! Se uită profa? E cu fața la tablă! Acum e șansa mea! Cu grijă! Nu vreau să-i atrag atenția! Ai puțin? Te credeai așa isteață? E timpul să se termine treaba asta! Bună! Da, eu sunt! Știi regulile? Bine, uitați rujul! Nimeni nu poate scăpa nedetectat! Rujul ăla era și nou-nouț! Hei, creionul ăla mi-a dat o idee grozavă! Da, clar pot să o fac! Întâi și întâi trebuie să scot radiera asta. Acum o să pun un pai în capătul creionului. Trebuie să tai excesul. Acum îmi trebuie niște ruj. O să-l încălzesc în lingură ca să se topească. Fiind lichid, îl pot turna în forma făcută din pai. Cu grijă, nu vreau să vărs deloc. Și gata! S-a uscat, deci pot să scot paiul. A mers! Am o gumă de șters din ruj pe creionul meu. Ha? Ce se întâmplă acolo? Rosie, ăla-i machiaj? Ah, nu, doamna! E doar creionul meu! Mă bucur să aud asta! Să vedem! Unde se pune ăsta? Fix acolo! Perfect! Totul e la locul lui! Hei! Psst! Ia uite-te la asta! Wow! Ce de farduri! Și organizate perfect! Super impresionant! Stai totuși! Hai să-ți arăt ceva! Nu! Unde au dispărut? Ți-am găsit micuțul aranjament din farduri! Știi regulile? Nu sunt permise! Hei! Capul sus! Stai să-ți arăt trucul meu! Întâi mi-am luat paleta de farduri și apoi un bețișor de urechi. Am ales o culoare și am început să-l tamponez. Am folosit un bețișor de urechi pentru fiecare culoare. M-am asigurat că se prind bine fardurile acolo și apoi le-am pus în cutiuța mea. Voila! O paletă întreagă de farduri pe bețișoare de urechi. Acum pot folosi orice fard de urgență care îmi trebuie și am un întreg curcubeu de culori la dispoziția mea. Wow! Ador combinația asta de culori! Mersi mult! Și ea i-a spus că va avea nevoie de un însoțitor pentru bal. Cartea asta e așa de plictisitoare. Tatălui? Nu se poate! Profa noastră a dormit! Nu vreau cretaia! Da, doarme dusă! Acum e șansa mea să mă machiez! Doar un mic retuș! Ah, am prins-o! Ha, de ce e brusc o prezență amenințătoare în spatele meu? Salutare! Dă-mi fardurile alea! Of, mă enervează așa de tare!
E nasol când îți confiscă machiajul, dar uite! Eu am un secret! Exact! Sucul meu e o pudră! Am luat un suc gol și l-am întors invers. Apoi am pus niște lipici pe fundul lui. Perfect! Urmează pudra aleasă! Am pus-o pe lipici și am așteptat să se usuce. Voila! Machiaj ascuns sub pahar! Am pus și capacul ca să pară cât mai autentic. Dar n-am terminat! La ce e bună o pudră fără o pensulă? Am tăiat un pai pe lateral și apoi am băgat o pensulă prin el. Apoi am pus încă un pai ca să o ascund mai bine. După asta era gata să fie băgată prin capac. Wow, e incredibil! Pensula iese imediat când am nevoie de ea. E timpul să-mi termin retușul. Stai puțin! Ce se întâmplă acolo? Ia să mă uit mai bine. Băuturile sunt permise aici. Da! Simt că viziunea mea artistică iese la iveală. E treabă grea! Trebuie să mă răcoresc! Uf, ce dificil a fost! Dar acum e mult mai bine! Stai! Ce-i asta? Oh, nu! Cred că e rujul meu! Probabil că s-a luat! La naiba! Psst! Hei, aici! Psst! Psst! Ce-i zgomotul ăla? Mi s-a șters tot rujul! Asta-i tot? Te rezolv eu! Poftim! Am luat un recipient gol de vopsea. L-am umplut cu gel transparent ca vaselina și culoarea dorită. Apoi le-am combinat. A fost gata după ce s-a amestecat totul bine. Ca să-l folosesc, am nevoie de o pensulă de pictură, un moinițel și apoi mă dau pe buze. Și uite, așa am făcut luciu de buze colorat. Oh, wow, arată grozav! Și când e uscat, trebuie doar să-l decojești. Vezi? Buzele tale încă sunt colorate! E un ruj de tip lip stain! O să dureze toată ziua! Și nici nu mai trebuie să-ți faci griji că o să se șteargă! Ești efectiv un geniu! Mersi! Acum mă întorc la pictura mea! E ceva de băut pe aici? Ăsta nu e un semn bun! Hei! De unde l-ai luat pe ăla? E și sucul meu preferat! Pot să iau și eu o gură? Nu! Ia-ți și tu unul! Oh, așa lacomă! O să-mi iau unul doar pentru mine atunci! Da, doar al meu! Oricum, de ce e așa de egoistă? Poate că am cum să-i dau o lecție! Am nevoie doar de un mic prelungitor de pai! După ce-l pui pe pai, bagă-l până jos! Și acum începe distracția! Paiul e fixat! Hei, Lily! Vrei să vezi un truc? Ce? Pot să scot suc prin urechi! Stai așa! E posibil? Ah, nu trece! M-ai păcălit! Acum trebuie să mă spăl pe cap! Poate așa-și schimbă comportamentul? Crăciunul! E timpul să decorăm, să punem steluța în vârful bradului și să ne îmbrăcăm cu ținutele noastre cele mai sofisticate! Se pare că fetele astea n-au primit notificarea! E timpul pentru o transformare festivă! Așa mai merge? Așa că puneți cel mai strident pulover de Crăciun! Scoate beteala și descoperă niște trucuri de înfrumusețare pentru Crăciun! E bună! Oh, uite-te la tine, mănânci o salată! Ce sănătos! Sunt așa mândră de tine! Oh, ce tornadă a lovit chiuveta din bucătăria asta! Nu-ți speli vasele! Oh, fiu, o să o fac acum! S-a zis cu prânzul meu liniștit! De ce mi-amintește ăsta? E din burete și pufos! Fix ca tortul ăla de acolo! Știu exact ce să fac! Ador tortul! Începe cu niște colorant alimentar verde! Amestecă-l bine cu apă până devine un verde închis! Fă la fel cu unul galben!
Acum e timpul să ne colorăm tortul. O parte o să fie galben aprins. Colorează bine ca să fie intensă nuanța. E timpul pentru cealaltă parte. Dar de data asta o vom picta cu verde. Pare deja cunoscut? Una dintre cele mai reușite creații! Vine! Deci, de ce sunt vasele încă murdare? Ai stat degeaba aici? Of! Bureții sunt așa de buni! Nu mă așteptam la asta! Ție nu-ți plac? E ok, mamă! E doar tort colorat, vezi? Farsoare, mică! N-am putut să mă abțin! Mmm, pandișpan! Tu în ce o să te costumezi de Halloween? Răspunde-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri înfricoșătoare! Bună! Pot să intru? Ia să ne uităm la tine! Deci? Cred că trebuie să te uiți la afiș! La naiba! Ce mă fac acum? Pozea trec! Decorațiuni importante! La o parte! Toți prietenii mei sunt acolo! Hei, beteala aia mi-a dat o idee! E exact ce-mi trebuie! Ha? Ce-i aia? La o parte, o altă livrare de Crăciun! Stai așa! Ceva nu e în regulă aici! Wow! Hei, ce mai faci? Deci, eu o să plec! Eram convinsă că o să meargă! E timpul pentru planul B! E mult mai bun, crede-mă! Mai întâi am nevoie de tușul ăsta! O să încep prin a desena jurul ploapei mele așa! Apoi o să folosesc un tuș alb ca să mai fac câteva linii! O să le mai îngroși puțin! Folosesc diferite vopsele colorate pentru față ca să mai adaug câteva detalii! Acum o să adaug un plus de strălucire! Sclipiciul auriu merge grozav aici! Trebuie să fac ceva cu părul meu! O să folosesc gogoașa asta pentru coc! Încep cu cea mai mare și apoi folosesc o gogoașă mai mică! Acum o să-mi pun părul peste ele, acoperind gogoșile! Elasticul ăsta o să fixeze totul! Încă un elastic! Mai trebuie doar să-mi înfășor părul în jurul lor! O agravă o să-l fixeze mai bine! Să nu uit să-mi colorez părul! Orice brad are nevoie de niște decorațiuni! Steluța asta e drăguță și o să troneze deasupra tuturor! M-am distrat cel mai bine decorând acest brad de Crăciun! Hai să încercăm iar! Wow, arăți grozav! Ce ținută! Intră! Vai, mersi! O altă capodoperă! Chiar am talent! Ce se întâmplă acolo? Salut! Ha? Am venit să o vizitez pe Annie! Bun, n-ai niciun produs de machiaj, nu? Eu? Nu, frumusețea mea e naturală! Am doar trusa asta de pictură! Sunt fan acuarele! Nu știu! Deși desenele alea sunt cam plictisitoare, le-ar prinde bine un strop de culoare! Îți dau voie! Du-te! Ai reușit! Ți-am zis eu! Și uite ce ți-am adus! Acuarele? Wow, mersi! Ai răbdare! Uite! Vezi ceva ce-ți place? Vai! Dă-mi-le! Mersi mult! E timpul să aducem un pic de strălucire în celula asta! O să înmoi pensula în vopsea! Și apoi o să o aplic pe pleoapele mele! Wow! A ieșit grozav! Wow! Arată uimitor! Îmi faci mie? Nu știu, o să te coste? A, fie! Ia-i! Nu te mișca! O să arate grozav! Fă-mi și mie acum! Stați la coadă, doamnelor! Cine-i prima? Ok, tu! Minunat!
super! Hai să încercăm ceva diferit! Iu, în sfârșit am terminat! Noroc că o să mă răcorească banii mei! Deci hainele de zi cu zi nu sunt permise, dar ținutele de Crăciun da! Asta nu e prea festiv, se pare că nu pot intra! Mai mult noroc data viitoare! Ah, o altă seară de respins pe trecăreți! Îmi iubesc meseria! Ah, nu sună prea bine! Trebuie să-mi iau ceva de mâncat! Înghețat asta pe băți așa delicioasă! Deși e Crăciunul! Bună! Aia e o înghețată pe băț? Ia-o! E pentru tine! E un miracol de Crăciun! Mersi! Mi-a venit o idee! Nu mă băga în seamă! Unde sunt? Ah, ok! Sunt pregătită! Începe prin a aplica vopsea de față albă. Un strop de albastru. Hai să le combinăm folosind un murețel de machiaj. Ok, acum vine partea distractivă. Folosește albastru în jurul ochilor și sclipici pe pleoape. Arată grozav! Fă la fel pe cealaltă parte. Folosește o periuță pentru sprâncene ca să-ți faci sprâncenele albe. Un tuș alb e bun pentru adăugarea detaliilor mai mici. Niciodată nu poți avea prea mulți sclipici. Nu uita de buze. Ne trebuie niște sclipici aici. E aproape gata! Ăsta da look cool! E timpul să petrecem în 1, 2, 3! Woohoo! Asta e cea mai tare seară! Wow! Îmi place ținuta ta! Arăți uimitor! Haide, măi! Nu reușesc să-mi periez părul! Opa! Roata aia se învârte! Se pare că s-a oprit la o mireasă! A, ce drăguț! În plus, sigur o să câștig runda asta! Mă rog! Da, deja arăt uimitor! Cea mai frumoasă mireasă! Bun, trebuie să încep! Am niște luge de buze! Are și puțin sclipici în el! O să încep să mi-l aplic pe buze! Vai de mine, se dă cu luce de buze? Ce amatoare! Eu o să folosesc nuanța asta intensă de roșu! Of, voalul îmi stă în cale! Așa, mult mai bine! Bun, suficient luce de buze! Ce face ea acolo? Aoleu, are ruș pe dinți! Nu e un look bun! Eh, problema ei! E timpul să-mi scot paleta! Ador culorile astea! Încerc să obțin un look mai natural de mireasă! Nu pot să cred că are atâtea culori acolo! Eh, în fine, am și eu o paletă. Nu sunt atât de multe culori, dar nu am nevoie de ele. Ok, e timpul pentru un burete. O să-l folosesc pe ăsta ca să aplic fartul. Albastrul e mereu o culoare bună. Ah, normal, ochelarii mei. Ce naiba? De unde vine toată pudra aia albastră? Haide, albastrule, treci pe fața mea! Of, acum am și eu albastru pe mine. Stai, de fapt mi-a venit o idee bună. Exact, am nevoie de și mai mult albastru. O să încep să-mi pictez tenul cu acest blă. Vreau să mi-l aplic pe toată fața. Ah, deja începe să se usuce. Grozav! Și acum îmi pictez gâtul. Și nu doar gâtul, trebuie să mă dau și pe umeri. Bun, sunt albastră toată. Urmează și mai multe culori. O să folosesc nuanța asta mai mov în colțurile ochilor. Nu doar în exterior, ci și în interior. Apoi o să-mi fac două linii în vârful nasului. Grozav! E timpul să trec la negru. Chiar pe lângă mov. Am nevoie de un vârf mai subțire totuși. O să desenez niște gene mai lungi pe pielea mea. Dar trebuie să mai adaug iar niște negru pe nas. Și apoi și nară. Așa, arată bine. E timpul să trec la altă pensulă și la alt produs de machiaj. Tot negru totuși. O să-l tapotez pe obraz și apoi și pe frunte.
Ok, pun puțin și de-a lungul gurii și maxilarului. Revin la creionul meu cu vârf ascuțit ca să mai fac niște linii. Trebuie să le desenez peste tot unde am tapotat culoarea neagră. Așa, acum să fac buzele. Trebuie să folosesc creionul ăsta. Trebuie să-mi curăț conturul buzelor din cauza albastrului. Nu vreau să fac buzele integral cu creionul ăsta totuși. E suficient doar conturul. Bun, e timpul pentru ruj. Ok, cred că ajunge. Știi ce-mi trebuie acum? Gene false. Machiajul e gata, așa că e timpul să mă coafez. Super! O mireasă gotică, frumoasă și înfricoșătoare. Am un trandafir negru, poftim. Ha? Ce? Oh, Doamne! Nu prea vreau să mă uit, dar trebuie să mă uit. E un scheletul fricoșător aici! Ajutor! Oh, Doamne, e atât de credulă. Bun, trebuie să o calmez. Hei, nu mai țipa, e doar machiaj. Vai de mine, ești atât de rea! M-ai speriat! Nu pot să cred că așa ți-ai făcut machiajul de mireasă. Ce ciudată! Bun, ochelarii mei sunt curați acum. Hei! Nu, eu vreau să-mi vârt. Hei, nu, am zis eu. Ia mâna, eu am învârtit-o prima, așa că ghinion. Ia mâna de pe ea, e rândul meu să o rotesc. Hei, stai puțin, se pare că e deja oprită pe ceva. Ah, știu ce ar trebui să fac. Am toate cariocile astea colorate. Ok, o să trec la treabă. Ha? Stai, asta nu merge. Stai să încerc culoarea asta atunci. Haide, of! Auzi, nu-ți face griji, încă mai am multe culori de testat. Sincer, cred că e o cauză pierdută. Eu am propriile mele culori, evident. E timpul să le scot. De ce nu merge niciuna dintre culorile astea pe tenul meu? Și țac! Ha? Ce e aia? Ești tampirat o inimioară pe obraz? Wow, dă-mi chestia aia! Dă-i drumul! Wow, ador inimioarele astea! O să mi le fac peste tot! Știam că o să ia razna cu chestia asta. E așa previzibilă. Dar eu sunt gata să-mi fac propriul machiaj acum. O să încep cu rozul ăsta super frumos și o să mi-l aplic sub sprâncene. Vreau să arate bine și uniform. Arată ok. Acum îmi trebuie culoarea asta mai închisă. E mai degrabă magenta. Asta e o pudră totuși, nu e un lichid. O să-i stompez sub rozul pal care s-a uscat deja. Așa, cred că ajunge. Și acum arma mea secretă, sticluța asta cu spray. Trebuie să pulverizez pensula până când devine umedă. Acum o să aplic asta sub machiaj. O să formez o linie precisă. Și apoi pot să mai aplic un pic din rozul inițial. O să mi-l aplic pe toată pleoapa și apoi... iar până la capăt. Apoi o să folosesc creionul ăsta ca să desenez o linie în sus chiar din colț. Și o să continui cu nuanța asta și în zona de sub pleoape. În continuare trec de la roz la fondul de ten. E timpul să-l aplic pe nas și pe obraz și apoi să-l uniformizez. Acum o să scot rujul ăsta. O să folosesc pensula totuși pentru că nu o să ajungă pe buze. Se pune pe nas și apoi pe obraj. Revin la fondul de ten pentru o altă linie pe obraj. O aduc până la bărbie și apoi estompez iar totul. Ok, mi-am desenat o linie și pe frunte, iar ruj. De data asta o să-l aplic pe buze totuși și apoi o să le ating una de cealaltă. Bun, machiajul arată bine! Dar cred că am nevoie de niște decorațiuni. Ta-da! Machiajul meu e gata și arată uimitor! Adăugarea perlelor pe margine a fost clar decizia potrivită. Ah, văd că încă folosește markerul ca să-și ștampileze fața. Hei! Wow! Oh, Doamne, arăți uimitor! Cum ai făcut asta? Îmi place la nebunie! Bună! Am venit la petrecere! Arătând așa? Da, sigur! Uită-te la fișe! Obișnuită de Crăciun! Uimitor! Știu exact ce să fac! Stai o secundă! Șmecher, nu? Mereu iau cu mine să fie! Se pare că azi e ziua mea norocoasă! Pot să văd puțin masca aia? Serios? Ok, dar dacă vrei pot să-ți fac și ție una! Privește! Masca mea! Mi-a luat o veșnicie să o colorez! Nu intri! Ești un Grinch! Stai puțin! Puloverul tău mi-a dat o idee grozavă! E timpul să fiu creativă! O să încep prin a aplica vopsea albă pentru față pe obraj, frunte, bărbie și nas. Apoi o să întind până când toată fața mea o să fie acoperită. Acum trec la partea următoare. Folosesc vopsea maro ca să creez o margine. Un burețel de machiaj e util aici ca să fie mai ușor de stompat. Apoi o să o aplic și în jurul ochilor mei, întind cu grijă vopseaua pe pleoape. Un creion de machiaj e ideal pentru precizie când adaugă mici detalii. Trec peste liniile de creion cu mai multă vopsea de față maro.
Trebuie să-mi scot în evidență genele. O să folosesc vopsea roșie pe nas. Măgâtilă! Să nu uit de buze. Și acum ultimele retușuri. Gata! Sunt un ren super drăgălaș. Acum sunt gata să petrec. Sper că moșul o să primească e-mailul meu. M-am întors! Wow! Ăsta da costum de Crăciun. Putem să facem un selfie? Pot să intru? Ah, desigur! Să ai o seară grozavă! Trebuie să împilesc nițel unghiile! Și acum e momentul pentru o farsă grozavă! Hei, uite-te la unghiile mele de la picioare! Ah, se pare că am prea multe degete! Ar trebui să rezolv asta! Oh, nu! Ce faci? Ăla-i degetul tău! Ia-l de lângă mine! Ha! A mers de minune! S-a pierdut de tot cu firea! Stai pe loc! Oprește-te! Domnule, înaintează, te rog! Brr, nu mă impresionează! Poți intra! Of, nu pot să cred că l-a lăsat pe unicornul ăla să intre, dar pe mine nu! Stai! Ea e o asistentă? Înțeleg! Trebuie să mă schimb! E timpul pentru un machiaj! O să încep cu negrul ăsta și cu o pensulă! E atât de întunecat! O să mi-l dau pe pleoape! Vreau să fiu sigură că le acoper bine de tot! Ok, cred că ajungem! Următorii pași! O să folosesc creionul ăsta de ochi roșu și o să-mi conturez pleoapa inferioară cu el! Nu trebuie să fie prea mult, doar un strop! Și acum, mai mult negru pe pleoapa mea inferioară! Negrul necesită un pic de efort ca să-l faci suficient de intens! Și acum, trebuie să mă ocup de gură! O să desenez un cerc în jurul buzelor mele! Și acum, o să-mi moi șervețelul ăsta în niște lipici pentru corp! Ok, cred că ajunge! O să lipesc chiar aici, pe bărbia mea! Mă asigur că o să stea fix! Acum îmi trebuie mai mult și o să-l pun de-a lungul liniei desenate! Și pe deasupra buzelor mele! Trebuie să termin restul cercului! Așa, începe să se usuce! Și acum o să umplu spațiul cu mai mult negru, la fel și buzele, tot ce este în interiorul șervețelelor. Gata, totul e negru acum! Și acum niște dinți falși. I-am făcut luând unghii false și decupându-le forma potrivită. Ascuțiți și țuguiați, o să-i pun pe șervețel. Sus și jos, drept ambele seturi de dinți. O să iasă așa de bine, sunt sigură! E timpul pentru mai mult machiaj. Acum îmi trebuie un fond de ten care se potrivește cu nuanța pielii mele. Vreau să mă asigur că șervețelul s-a contopit frumos cu tenul. Și acum o să pun niște sânge fals pe dinții falși. Trebuie să mă asigur că fac asta și cu dinții de jos. Arată atât de bine! O să mai adaug niște sânge fals prin tamponarea acestui burețel. Cred că o să semene puțin cu sângele pulverizat. Doar câteva tamponări pe aici cred că ajung. Ok, acum o să mai adaug niște dâre de sânge fals. O să desenez niște dâre pe gât, dar o să-l las să se scurgă și singur. Da, în sfârșit am terminat! Lucul meu înfricoșător e gata! Îmi pun un costum amuzant și o să fiu bestială! Uite paznicul ăla care nu m-a lăsat să intru mai devreme! Ha? Cine-i acolo? E timpul să intru în club! Ce? Un alt costum de asistentă? Serios? De fapt, sunt mai mult decât o asistentă! Oh, Doamne, ce înfricoșător! Am șters-o de aici! Nu mă plătesc destul pentru asta! Pe curând, o să intru singură! Cântecul ăsta e grozav, nu-i așa? Hei, ți-am adus o băutură! Ce naiba? S-a băgat așa! Nu pot să cred că mi l-a suflat pe tipul ăla! Îi aduce o băutură! Of! Ia uite ce caracatițe! Da, cred că trebuie să fac ceva în privința asta! Ok, îmi trebuie niște pastă modelatoare pentru machiaj! O să o aplatizez și apoi o să-mi o înfășor pe deget! O să o presez și o să-i fac un vârf! Iar apoi o să o nivelez! Ok, arată destul de bine! Acum trebuie să adaug cerculețele astea! O să le pun pe toată lungimea!
suficient! Și acum un pic de culoare. O să folosesc o pensulă ca să-i dau culoarea asta movulie, ca să pară că se potrivește cu nuanța pielii mele. Arată grozav! O să o fac pentru toate degetele mele. Da, e uimitor! Bun, e timpul să-mi pun planul în acțiune. Acolo sunt, încă se simt bine, cred. Ah, se pare că el pleacă. Acum e șansa mea. O să-i dau o lecție. Cucubau! Ha? Ha? Ah! Mâini de monstru! Mâini de monstru! Ha? Unde a dispărut? Ah, a trebuit să plece, dar pot să-l iau eu! Unde-o fi ea? Sunt așa entuziasmat de petrecerea asta de Halloween! Nu vrei să intri? Încă mai aștept pe cineva! Hai, frate, costumul lui de biscuit e așa distractiv! Hei, scuze că am întârziat! Cu ce ești îmbrăcată? Of! Eh, în sfârșit, cred că putem intra! Stați așa! Eh, tu poți intra, dar ea nu! Scuze, scumpo! Ce? M-a abandonat! Și acum îmi curge și machiajul! Trebuie să fac ceva în privința asta! O să-mi șterg tot machiajul! O să-mi pun șervețelul ăsta pe obraz și apoi o să-l umezesc! Așa, acum o să se lipească singur! Trebuie să mă asigur că devine tot ud! Ok, iar acum o să fac o ruptură fix de sub ochiul meu în jos! Și apoi o să îndoi nițel marginile! Așa, cred că e bine! Acum o să folosesc niște lipici pentru machiaj. O să-l tamponez pe margini și pe șervețel. Și un pic pe pielea mea. Ok, cred că ajunge. Acum o să-l usuc cu un uscător de păr. Călduț! Ok, s-a uscat acum. Urmează machiajul. Vreau să folosesc un fond de ten potrivit cu nuanța pielii mele, pentru că vreau să ascund șervețelul, evident, ca să arate ca pielea mea obișnuită. E nevoie de un pic de muncă, dar merită. Mai ales pentru că vreau să pară cât se poate de real. Ok, și acum niște pudră de fixare. Ah, uite cum sare peste tot, o ador! Acum o să o aplic peste fondul de ten. Arată atât de bine! Acum o să adaug niște sânge fals. O să-l pun în triunghiul pe care l-am creat. O să-l tamponez până pe margini. Ah, ce cool! Acum o să tamponez cu un burățel. Gata! O parte a feței mele e normală, iar altă parte e super înfricoșătoare. Lentila de contact înfiorătoare ajută mult lucrul ăsta. Nu o să mă mai abandoneze nimeni acum! Oh, Doamne! Oh, m-ai speriat! Ești liberă să intri! În sfârșit! Am reușit să intru la petrecerea de Halloween! Oh, wow! Uită-te la ea! Hei! A reușit să intre! Hei! Niciun hei! Pa, pa! Să vedem! Ce-i asta? O petrecere de Halloween azi? Dar nu am un costum! Trebuie să mă îngrăbesc să încropesc ceva! Aș putea să folosesc ceva de aici? Of, nimic! Ce mă fac acum? Au, piciorul meu! Ce naiba? Sunt piese de Lego pe toată podeaua! Ai făcut așa o mizerie! Of, asta e ultima chestie de care aveam nevoie acum! De fapt, cred că problema mea e și soluția mea. O să vărs celelalte piese de Lego. Ce? Nu! Asta e! Îmi trebuie găleata!
Ok, o să folosesc cuțitul ăsta ca să decupez niște cercuri din găleata asta. Și apoi o să pun cercul ăsta din spumă deasupra. Și o să mai pun un cerc mic galben din spumă peste. Și apoi o altă bandă galbenă pe exterior. Ok, acum o să-l lipesc deasupra găleții. Un pic de bandă adezivă cred că ajunge. Grozav! Să-mi scot carioca permanentă. E timpul să desenăm. Cred că găleata asta are nevoie de niște sprâncene. Și, desigur, de niște gene, o gură și un ruj. Wow! Ce costum uimitor de Lego! Costumul meu are un mare succes! E timpul pentru transformare! Cum arăt? Ha, nu cred! Ce amuzant! Îmi place canalul ăsta! Ce-a fost asta? Ai terminat? Pot să mănânc cerealele? Serios? Nu te-ai speriat? Cred că trebuie să mai exersezi! Nu fi nepoliticoasă! Te învăț eu minte! Trebuie să mă pregătesc! O să încep cu tușul de ochi! Ia uite! Serios? Asta-i tot ce poți? Am un cuțit în cap! Serios? Nu o să pot speria niciodată pe Gabi! Ce aș putea face? Stai puțin! Mi-a venit o idee apropo de bețișoarele astea de urechi. Cred că le-aș putea folosi cu succes. Mai întâi o să dau jos vata. Apoi o să tai bețișorul de plastic în două. O să topesc capătul ăsta cu o lumânare. O să mă ajute să înmoi plasticul. O să-l apăs pe masă ca să-i creez o margine plată. Acum o să le fac argintii. Urmează partea distractivă. Oh, nu, am chelit! Glumesc, dar trebuie să-mi acopăr părul. O să folosesc vopseaua asta facială albă. O să o aplic cu pensula de machiaj. O să încep prin a-mi acoperi obrajii. Și apoi o să continui cu restul feței. Nu vreau să ratez niciun loc. Pentru partea următoare s-ar putea să ai nevoie de o prietenă. Vopsește-ți cu alb și capul acoperit de jur împrejur. Ok, ce urmează? Ah, știu! Port lentile de contact negre și m-am dat cu ruj negru. Acum am nevoie de vopsea facială roșie. O să folosesc o pensulă mică de machiaj pentru a trasa o linie subțire pe centrul feței. Apoi o să mai fac câteva linii. O să trasez și câteva linii orizontale după aceea. Mai întâi fac o jumătate a feței. Apoi o completez și pe cealaltă. Acum pot să-mi lipesc bețișoarele de plastic la intersecția liniilor. Le-am adăugat sânge fals la bază. Completează perfect ideea. Acum am nevoie de restul costumului. Dacă nici asta nu o să o sperie pe Gabi, n-am nicio șansă. Ah, în sfârșit am ajuns acasă. Ce zi plină am avut. Abia aștept să mă întind în fața televizorului. Ce s-a întâmplat aici? Ashley, ai pățit? Huh? Bine ai venit! Lasă-mă în pace! Vorbesc serios! Te-am prins, Gabi! Vreau să ies de aici! Vreau să ies de aici! Cred că am pregătit totul pentru petrecerea de Halloween. Vreau să iasă perfect! Abia aștept! Stai! Ce-a fost asta? Gabi? Ah, m-ai prins! Ce făceai acolo? Ce părere ai de costumul meu? Te-a speriat, nu-i așa? E cam simplu. Serios? Mie-mi place! Am lucrat mult la el! Uită-te la mine! Așa arată un costum de Halloween ca la carte! Trebuie să te schimbi! Imediat! Dar... bine... Unde rămăsesem? Ah, da, la suc! Suntem gata de Halloween! Hai să ne distrăm! Fetelor, ați ajuns! Yahoo! Wow, arătați extraordinar! Wow, ce mână monstruoasă ai! Da, și mie-mi place! Nu vine să cred că Ashley a spus asta! Oh, ce deșteaptă se crede! Super! Acum trebuie să fac curat! Îmi merge din ce în ce mai rău azi! Stai! Cred că am o idee! O idee de groază! Mai întâi am nevoie de niște latex. O să-l torn într-un bol. O să folosesc un burete de machiaj ca să-l aplic. Vreau să-mi acopăr jumătate din față. Fix așa! Și apoi pe frunte! E suficient! Apoi am nevoie de fulgi de ovăz. O să-i apăs peste latex. Nu trebuie să arate perfect. O să-i dea textura dorită. Ajunge! Acum o să mai pun niște latex peste fulgi de ovăz, ca să-mi rămână pe față. Acum am nevoie de un șervețel. O să-l rup în două. Apoi o să-l lipesc pe față. O să-l pun în poziția dorită. Arată bine, cred. Am nevoie de niște fond de ten. O să acopăr fulgii de ovăz ca să aibă aceeași culoare ca pielea mea. O să acopăr și șervețelul. Trebuie acoperit complet. Acum am nevoie de vopsea facială neagră. O să o folosesc în jurul ochilor. O să colorez mai întâi zona de sub ochi, apoi pleoapa. Arată mai bine decât un far de ochi obișnuit.
Acum trebuie să fac totul să arate mult mai sângeros. De aceea voi folosi sânge fals. O să adaug sânge peste fulgii de ovăz și pe marginea șervețelului. Sângele fals va intra printre fulgii de ovăz. O să arate ca o rană deschisă care sângerează. O să arate super macabru. Picăturile de sânge care se scurg de pe obraz vor completa efectul. Cred că sunt gata. Cred că e momentul să-i arăt costumul meu lui Ashley. Și apoi Kevin a spus că-i plac coarnele mele de demon. Flirtează mereu cu mine. Ia să vedem. Vai de mine! Ia uite! Arată înspăimântător! Nu mă pot uita la ea! Urăsc petrecerea asta! Nu se vede, dar sunt foarte speriată! Ha, v-am păcălit! Ce v-ați speriat? Gabi? Wow, arăți uimitor! Fetelor, veniți înapoi! M-am machiat singură! Trebuie să ne facem o poză împreună! Zâmbește! Suc, suc! Dar... Oh, Gabi! Vreau să fiu iar populară! Mmm, abia aștept să-l mănânc! Ah, ce bun e! A fost delicios! Aș mai mânca unul? Cred că am ceva între dinți. Poate nu se vede. Trebuie să fac ceva. Oh, scobitori! Perfect! Ia să-mi curăț dinții. Ah, n-a funcționat. O să mai încerc o dată. Încă puțin. Wow, a intrat bine între dinți. Ce naiba? Arăt ca un arici. De cât timp ești aici? Fii atentă unde arunci astea. Fă curat, imediat. Sigur, mama. Wow, ce s-a enervat. Au, m-a durut. Vai de mine, nu e bine deloc. Au, ce scobitoare idiotă. Am o super idee. O să tai scobitoarea la un capăt. Apoi o să întorc invers și o să colorez cu un marker negru. Apoi am nevoie de o foaie de hârtie și de pistolul cu lipici fierbinte. O să pun un pic de lipici pe foaia de hârtie. Apoi o să-mi fix scobitoarea în lipici. O să repet procesul cu restul de scobitori. Acum am nevoie de niște latex. O să le aplic pe față cu un burețel de machiaj. O să-mi întind latexul pe obraz și o să mă asigur că am aplicat un strat egal. Apoi o să iau una dintre scobitori și o să o apăs pe obraz. Latexul o va ajuta să se lipească. O să mai adaug câteva. Cred că ajung. Acum am nevoie de niște vopsea facială roșie. O să o aplic peste latex. Trebuie să acopăr complet și latexul și lipiciul de la baza scobitorilor. O să arate ca o rană recentă. După aceea am nevoie de sânge fals. O să-l aplic cu o pensulă. Din nou, o să-l adaug la baza scobitorilor. Începe să arate sângeros. O să-l las să mi se scurgă pe obraz. Așa arată mai real. O să fac același lucru și pe mână. Arată îngrozitor, nu-i așa? Șt! Nu-i spune mamei? Hei, mama! Ah, vine! Ce e? Oh, nu! Mâna ta! Ce-ai pățit? Piata mea, fetiță! Trebuie să mergem la spital! Mama! Trebuie să mă ajuți! Uite! Oh, vai de mine! Mă doare! Nu mai pot! Mama, ești bine? Mama, trezește-te! Oh, ce s-a întâmplat? Stai puțin, e cumva o farsă! Gabi, ai încurcat-o! Trebuie să ajung la oră, dar mai întâi am nevoie de ceva din dulap. Bună, Ashley! Ce naiba? Wow, ce dubios ești! Sau plin de dragoste! Nu, dubios, clar! Ce ciudat e, serios! Te iubesc! Da, sigur! Cum a ajuns aici atât de repede? Și de ce doar tocilarii se îndrăgostesc de mine? Poftim? Astea de unde au apărut? Sunt de la tine? Ceva dulce pentru dulceața mea! Sper că te vei gândi la mine când le vei mânca! Mai degrabă o să vomit! Serios? Chris, mi-ai umplut banca de graffiti! E o operă de artă, o capodoperă! Vreau să știe toată lumea că ne iubim! Nu mai suport! Sună-mă! Chiulești de la oră? E femeia visurilor mele! Nu pot scăpa de el! E peste tot! Mi s-a făcut sete de la atât alergat! Ah, mult mai bine! Aici erai! Îmi place când ne jucăm așa! Nu! Nu se poate! Wow! N-o să mă mai spăl niciodată pe față! În anumite culturi asta ar echivala cu o nuntă! Vrei să săruți mirele? Oh, de ce sunt atât de adorabilă? E timpul să-mi schimb înfățișarea! Mai întâi o să mă dau cu latex pe față. O să-l aplic de jur împrejurul gurii. Cel mai ușor e să folosesc un burețel de machiaj. Apoi o să-mi lipesc o bucată de șervețel peste buze. Apoi am nevoie de machiaj. O să folosesc fond de ten în nuanța tenului meu. O să acopăr șervețelul cu ajutorul burețelului. Vreau să-l acopăr complet. O să-mi fie greu să vorbesc. Așa că o să fac o gaură în șervețel.
O să pliez șervețelul ca să-mi descoper buzele. Mult mai bine! Acum am nevoie de vopsea facială neagră. O să-mi colorez buzele cu ea. O să arate super! O să aștept să se usuce. Și acum am nevoie de panglica asta. Am făcut câteva găurele în șervețel ca să pot băga panglica prin ele. Buzele-mi sunt pecetluite. Și acum, ultimele detalii. O să adaug sânge fals în jurul panglicii. Pare că mi-au fost cusute buzele. Ce grețos arată! Acum pot folosi un burete mai mare. O să-mi colorez zona din jurul gurii și bărbia. Astfel, șervețelul și fondul de ten nu vor mai fi atât de vizibile și rezultatul final va fi și mai înspăimântător. Chris, sigur nu o să vrea să mă mai sărute acum. Puneți ochelarii la loc. Mersi. Stai puțin. Hai, Chris, sărută-mă. Mami, salvează-mă. Oh, nu vrei să mă săruți? Iu, am scăpat la limită. Uneori se petrec chestii dubioase noaptea, dar nu-ți face griji. Suntem doar noi și ne gândim la costume grozave de Halloween. Care a fost preferatul tău? Spune-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave de înfiorătoare.